Investițiile sunt concentrate în programul operațional sectorial de mediu privind reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și apă uzată în județul Maramureș în valoare de 120 de milioane de euro. Acestea vizează 8 aglomerări umane, însemnând extinderi în principal ale rețelelor de canalizare, extinderea rețelelor de apă, reabilitări și reabilitarea rețelelor de apă și canalizare și modernizări și înființări de noi stații de tratare a apei, respectiv stații de depurare. Este un demers important în ceea ce privește calitatea serviciilor, conformarea la directivele Uniunii Europene privind apa și apa uzată, respectiv creșterea gradului de acces al populației maramureșene la serviciile de apă și canalizare, spun reprezentanții societății Vital. Aceștia au precizat și care sunt efectele ieșirii localității Borșa din acest proiect de anvergură. Borșa a pus la dispoziția celorlalte 8 aglomerări umane rămase în proiect 21 de milioane de euro, care au fost repartizate de către pe baza unui deplin acord între celelalte